Este permis, este îngăduit unui creștin să ia credit din bancă, spre exemplu, să intre în proiectul Prima Casă pentru a primi apartament în credit. Aceasta e întrebarea pe care mi-o adresează, presupun, un tânăr. El zice că e clar că fiecare are părerea lui, dar ce spune Sfânta Scriptură despre credit? Eu sunt pastor, păstoresc Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund online la întrebările oamenilor. Acum, am scris anterior un articol despre aceasta și chiar vreau să dau citire acestui articol. Nicăieri în Biblie Dumnezeu nu interzice, dar nici nu prescrie să luăm cu împrumut bani sau bunuri de la cineva. Dumnezeu a chemat pe poporul său Israel la ascultare deplină de cuvântul lui și le-a dat și promisiunea aceasta. Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta, cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste multe neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Vedeți aici că cel care dă cu împrumut, acela stăpânește, cel care ia, acela este stăpânit. Este bine să înveți a trăi în limita averilor pe care le-ai câștigat prin muncă și să nu te grăbești să iei împrumut, pentru că bogatul stăpânește peste cei săraci, cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut. La Proverbe scrie asta, 22, cu versetul 7. Totuși, fiecare din noi are nevoie câteodată să împrumute de la alții bani sau bunuri. De aceea grăbește-te să întorci la timp. Pentru că în Psalmul 37, versetul 21, spune așa: cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi, dar cel neprihănit este milos și dă. Vezi, și cel neprihănit ia cu împrumut, numai că el este milos și el dă înapoi. Deci, dacă ai împrumutat bani de la cineva, de la oameni sau de la bancă, trebuie să te grăbești să întorci acești bani în termenii promiși. Iar dacă a intervenit ceva care te împiedică să întorci bani la timp, nu începe să te ascunzi sau să te eschivezi de la întoarcerea datoriei. Nu te purta așa, de parcă ai fi un hoț și parcă ai furat acei bani. Dacă se apropie timpul și nu poți întoarce banii, mergi la om sau la banca de la care ai luat cu împrumut și explică situația, apoi cereți iertare ca să-ți prelungească termenul, ca să poți întoarce datoria. Dar nici într-un caz nu fugi și nu te ascunde. Încă un sfat pe care vreau să ți-l dau este să-ți măsori bine puterile și să fii sigur că nu intri în probleme și mai mari, ca să nu devii apoi robul băncii și să intri în probleme despre care n-ai fi dorit, în care n-ai fi dorit niciodată să ajungi. La Romani, capitolul 12, versetul 2, spune așa: nu vă potriviți chipului veacului de acum, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Deci, cum ai văzut, cum am zis, Biblia nici nu-ți interzice, nici nu-ți prescrie cu privire la datorii. Însă, este foarte important să nu te potrivești chipului veacului de acum, că vezi, sunt oameni care intră în datorii, intră în datorii, intră în datorii. Iată, acum fiind în Armenia, mi-a spus cineva și un banc, zice, l-a întrebat pe unul: ce ai face dacă ai câștiga un milion la loterie? Și ce, aș întoarce datorii? Bine, dar restul? Dar restul se mai aștepte, zice. Adică așa de multe datorii are, când un milion nu-i ajunge. Cam așa, oamenii se bagă în datorii, în datorii, în datorii. Nu. Ăsta e chipul veacului de acum și nu urma chipul veacului de acum. Fii un om înțelept. Deci nu te potrivi chipului veacului de acum, ci să te prefaci prin înnoirea minții tale ca să poți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, și în privința unui credit. Să știi, este voia lui Dumnezeu să iau eu creditul ăsta sau nu e bine să iau creditul ăsta, că mă bag în probleme. Va face bine dacă iau credit? Este potrivit creditul să-l iau sau nu? Dumnezeu să-ți dea înțelepciune în privința aceasta. Și încă un alt lucru foarte important care vreau să ți-l spun, un principiu deosebit de important. Domnul Iisus a spus așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și aceste lucruri, și el a spus acolo, hrană, îmbrăcăminte și așa mai departe, toate lucrurile acestea materiale, zice, aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Este foarte important să ai prioritatea lucrurilor duhovnicești.
să-ți aduni comori în împărăția lui Dumnezeu. Și cu prilejul ăsta vreau chiar să îți recomand un curs foarte bun, care este intitulat Banii și posesiunile în căutarea fericirii. Este un curs excepțional, din care vei învăța cum să îți administrezi duhovnicește corect, să-ți administrezi bine banii și averele tale, așa ca să ai bucurii de la ele, să-L slăvești pe Dumnezeu și să investești corect, să investești pentru veșnicie. Așa să te ajute Dumnezeu. Eu mă numesc Vasile Filat și biserica pe care o păstorez se numește Buna Vestire și se află pe strada Vasile Alexandrie 133 în Chișinău, chiar nu departe de piața centrală, peste o stradă, peste un cartier. Și vă invit la serviciu de vin în fiecare duminică la ora 10. Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă aștept cu bucurie duminica viitoare dacă locuiți în oraș. Dacă locuiți în altă parte, în altă țară și doriți să studiem Biblia, vă invit la studiu biblic. Predau online în fiecare zi de miercuri la ora 8 seara. Predau cartea prorocului Daniel. Acum studiem cartea prorocului Daniel. Vă invit și pe dumneavoastră să vă alipiți. Pace multă!